Asia Bibi, o mamă pakistaneză trimisă la închisoare și condamnată la moarte pentru blasfemie, este în sfârșit liberă, după aproape 10 ani de detenție. Curtea Supremă din Pakistan a șocat lumea când a anulat pedeapsa și astfel ea a scăpat de moartea prin spânzurare. Lupta pentru viața Asiei Bibi a început în 2009, când ea s-a dus să ia apă de la niște colege de muncă. Două femei musulmane au refuzat să bea apă din aceeași cană folosită de Asia Bibi, pentru că ea era creștină. Mai târziu, mulțimea a acuzat-o de blasfemie. Familia și avocații au spus că ea niciodată nu l-a insultat pe Mahomed. Experți din domeniul juridic au salutat anularea deciziei, dar spun că ea încă nu este în siguranță. Salutăm această decizie, această încheiere a cazului, faptul că ea a fost găsită nevinovată de blasfemie. Aceasta este o decizie importantă pentru toți creștinii din Pakistan. Îndemn oamenii la rugăciune. Asia Bibi se află într-un loc sigur pe care îl poate părăsi și este în siguranță. Rugați-vă pentru comunitatea restrânsă din Pakistan. În prezent au loc revolte pe străzi din cauza acestei decizii. Rugați-vă pentru avocatul ei și pentru judecătorii musulmani, pentru Curtea Supremă din Pakistan, care a adus decizia justă. Familia lui Asia Bibi îl slăvește pe Domnul pentru eliberarea ei.